Lavinia Șandu este cunoscută jurnalistă și om de televiziune. Cine nu știe pe Lavinia Șandu? Și sunt tare încântată că astăzi, când eu debutez cu emisiunea așa, prin intermediul tehnologiei la distanță, este alături de mine un om de televiziune, un om care mă va ajuta, într-un fel sau altul, să facem această emisiune. Înainte de a cunoaște povestea ta de viață, Lavinia, mă interesează să știu cum trăiești tu în timpul pandemiei și să vorbim puțin despre învățămintele pe care trebuie să le tragem de acum înainte, dat fiind faptul că ne găsim într-o criză așa de mare. Bine ai venit în emisiunea Povești de Viață! În primul rând îți mulțumesc din suflet, Mihaela Olaru, că m-ai invitat. Până acum ai fost tu invitată în emisiunile mele de-a lungul timpului. De-a lungul anilor, da. Da, și mă bucur, iată că sunt eu acum invitată la tine, te urmăresc cu drag, te urmăresc și pe internet, te urmăresc și aici la televiziune, îmi plac foarte mult emisiunile tale pentru că sunt emisiuni frumoase, fac parte din acea categorie pe care eu așa o clasific, zona emisiunilor frumoase, pentru că sunt emisiuni care unii consideră că nu fac audiență, dar fac mare audiență, fără să dezvăluie partea neplăcută a lumii. Unii au impresia că doar scandalul și mizeria face audiență, lucrurile frumoase n-ar face. Nu e adevărat. Mai ales în perioada asta, în perioada asta a pandemiei, avem nevoie de ceva care să ne facă să ne simțim bine. De ceva care să ne facă să ne treacă timpul frumos. Eu nu vreau să treacă timpul repede, că unii zic, hai să facem ceva să treacă timpul mai repede. Nu! Ideea nu este să treacă timpul repede, ideea este să treacă timpul frumos. Da. Să căutăm lucruri care să ne facă să ne simțim bine. Oricum, pandemia și toată această nebunie la nivel mondial a reușit să ne facă să percepem altfel viața, lumea din jurul nostru, oamenii, viitorul, tot. Absolut totul s-a schimbat în jurul nostru și eu cel puțin n-am avut timp până acum să mă plictisesc absolut deloc pentru că am considerat tot ce mi s-a întâmplat și ni s-a întâmplat că reprezintă o provocare la care trebuie să-i facem față. Și atunci, toate proiectele... Dacă mă gândeam acum, știi, și voiam să întreb, care este secretul ca să reziști totuși în casă? A trecut ceva timp, nu? Da, a trecut ceva timp, chiar de constatase zilele trecute cu fetița mea, care este în clasa a șaptea, că de 2 luni de zile noi suntem în casă, ieșim cam o dată pe săptămână pentru cumpărături, noi suntem în casă și n-am simțit că a trecut timpul repede, pentru că ne-am umplut timpul cu o mulțime de lucruri, de la jocurile pe care le facem și cu ea și cu fratele ei mai mic de 3 ani și jumătate și până la cărțile pe care le citim, filmele pe care le vedem, emisiunile online pe care le realizăm, ne-am mutat în online cu o mulțime de proiecte. Da. Un proiect pe care îl avem în derulare cu Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, care este un centru cultural al primăriei sectorului 5. Noi aveam niște evenimente frumoase în sălile de teatru și de cinema și le-am mutat efectiv online, iar acum evenimentul nostru se numește Carte, Arte, Teatru și este o emisiune online pe care o difuzăm în fiecare duminică. Și toți cei care aveau workshop-uri și discuții cu spectatorii în sălile de spectacol le au acum online. Răspund la întrebări online, transmit mesaje în felul acesta, se joacă în online și au reușit să se mute total cu tot ceea ce făceau cu publicul față în față în online, fără să fie niciun fel de problemă. Au reușit să facă lucruri mult mai frumoase decât făceau în sălile de spectacol și mă bucur foarte mult că am învățat o mulțime de lucruri pe care nu le știam înainte. Online-ul oricum reprezintă viitorul, așa că eu mă bucur foarte mult și de felul în care facem noi emisiunea astăzi.
Sigur că nu înseamnă că nu-mi doresc să fiu la emisiune la tine și așa față în față. Da, bine, este adevărat că trebuie să ne raportăm la timpurile actuale și na, ce se întâmplă astăzi. Nu ai voie să ieși din casă decât motivat, știi foarte bine. În schimb, după data de 15 mai, probabil viața va începe încet încet să intre în normal sau, spui, ce crezi tu, va exista precauție semnificativă? Ce crezi că se va întâmpla după 15 mai? Am auzit pe mulți spunând că nu-și doresc ca în momentul în care se va relaxa totul să se revină la viața de dinainte. Nu! Vrem să fi învățat ceva cu toții din perioada asta. Da. Dincolo de faptul că suntem mult mai atenți din punct de vedere al igienei. Dincolo de asta. Da. Dar parcă apreciem altfel lucrurile. Eu când ies pe stradă, alea două ore când ies la cumpărături, parcă văd altfel strada, copaci înfloriți, tot. Mă bucur altfel de fiecare rază de soare pe care o simt pe față când ies pe stradă. Mă bucur altfel de fiecare om pe care îl întâlnesc și căruia îi zâmbesc pe stradă. Mă bucur mult mai mult de tot ceea ce fac copiii mei și mă gândesc că sunt norocoasă, că pot să fiu lângă ei în aceste zile și suntem împreună și ne este atât de drag unul de celălalt și unii de alții și altfel îi ascult fetei mele toate poveștile și îmi dau seama... Tu ai doi copii, Lavinia, o fată care are cât, 14 ani sau cât are? 13 ani, am făcut eu un calcul, dar uite, nu am fost prea atentă, cred. Face 14 anul acesta. Da, păi cred că am calculat. Da. Și băiețelul, deci fată și băiat, băiețelul care are 3 ani. Caius are 3 ani și jumătate. Sara, 13 și Caius 3 ani și jumătate. Ce frumos! Dar cum se înțelege? Este o diferență semnificativă între copii, nu? Cum se înțelege? Da, mai ales acum, stând tot timpul împreună. Se înțeleg foarte bine. Caius o idolatrizează pe Sara și sunt convinsă că așa va fi toată viața. Pentru Caius, Sara va fi... acel cineva în fața căruia nu va comenta niciodată și va face tot ceea ce îi va spune acel cineva. De fapt, cred că asta trebuie să fie întotdeauna relația dintre doi frați care au fost crescuți de părinți să se iubească, să se respecte și să se ajute. Întotdeauna când doi frați au fost frumos crescuți de părinți, relația lor așa evoluează, așa este relația dintre mine și fratele meu și spartă. Da, aici voiam să ajung, pentru că tu vin într-o familie de profesori sau, nu? Da. Mama profesoară de română, tata profesor de matematică. Vai, de mine! Ți-a fost foarte simplu, tot timpul, cred, nu? Toate examenele vieții oricum au contat cei 7 ani de acasă și, bineînțeles, matematică și română. Îți dai seama baza, noțiunile de bază de care am avut și avem nevoie în permanență. Cum a fost copilăria ta, Lavinia? De unde ești? Foarte, foarte frumoasă, dar atunci nu îmi dădeam seama că e atât de frumoasă. Acum îmi dau seama că am avut o copilărie plină de lucruri interesante, de excursii, de expediții, din clasa întâi am fost pe munte, în peșteri cu părinții mei. Am învățat să caut întotdeauna partea profundă a lucrurilor, să studiez istorie, să studiez geografie, să studiez astronomie. Nu știu, efectiv am făcut lucruri pe care poate acum copiii le fac mai puțin. Acum nu să nu spunem că viața noastră a fost una frumoasă, bogată și așa mai departe și a lor nu este. Mai ales că am trecut printr-o perioadă destul de profundă, comunism, am prins anii buni și tu și eu, nu? Chiar dacă eram copii, dar la Revoluție aveam undeva, nu știu, 15-16 ani, dacă așa. Am calculat. Cam așa. Am prins și acea perioadă dificilă, dar mă rog, cred că n-am simțit-o chiar așa, nu? Cum vezi tu acea perioadă? Ce ți-a aduce așa pe scurt? Citeam foarte mult. Citeam enorm, pentru că n-aveam la ce să ne uităm
Adică nu exista televizor, nu exista calculator. Da, nici vorbă. Dacă îi spui cuiva acum că telefonul ăla, uite ăsta la care mă uit acum și vorbesc cu tine, n-a existat dintotdeauna, zice că nu e adevărat. Cum adică? Da. Păi uite așa, dacă voiai să iei legătura cu cineva, îi trimiteai o scrisoare, dacă n-aveai numărul lui de telefon fix, atenție, fix, cum e aia telefon fix? Du-te că în casă găsești undeva la ai tăi. Da. S-ar putea să aibă undeva într-un colț un telefon fix. Să vezi și tu cum arată un telefon fix. Ei, noi aveam un telefon fix cu un cablu lung, lung și da, puteam purta prin casă. Da. Era ceva extraordinar să te muți dintr-o cameră într alta și să vorbești la telefon. Acum că vorbești pe stradă, vorbești în mașină, vorbești... Da, nu a fost întotdeauna așa. Așa este. Da, vorbeam prin centrală interurban. Mi-aduce aminte, da. Când o sunam pe sora mamei, noi stăteam în Bej, sora mamei stătea în Târgu Mureș și o sunam și trebuia din când în când să-i spunem centralistei care ne întreba, vorbiți? Trebuia să-i spunem, da, vorbim. Exact. Ca să nu întrerupă legătura. Da, da. De sora ta era în Târgu Mureș. Sora mamei. Tu ai terminat facultatea de teatru la Târgu Mureș, da? Da. Dar cum ai ajuns acolo? De ce tocmai la Târgu Mureș? Eu m-am născut la Dej, noi locuiam la Dej, m-am născut la Dej și în 1990, în toamnă, părinții mei am decis cu toții, am făcut un consiliu de familie, am decis să ne mutăm la Târgu Mureș pentru că tata în Dej nu avea post, profesor de matematică fiind, nu avea post în localitate, trebuia să facă naveta la țară. Da. Și în Târgu Mureș s-au scos foarte multe posturi după 90 pentru profesori de română, de matematică, materiile de bază. Da, da. Și am vrut de mult să ne mutăm la Târgu Mureș, pentru că noi tot timpul mergeam acolo, fiind o relație foarte frumoasă între sora mamei, soțul ei și noi, și copiii lor și noi. Și așa că, ivindu-se această ocazie, părinții mei au dat examen, sau cum se dea atunci, interviuri, și... efectiv au obținut posturi în Târgu Mureș, ceea ce era fantastic. Mama la liceul Gheorghe Șincai și acum mi-aduc aminte și tata la generală 11, ceva de genul ăsta, 11, 16, așa. Foarte, foarte, foarte interesant și ne-am mutat și norocul a făcut să găsim apartament în bloc chiar deasupra surorii mamei mele. Totul a fost foarte bine gândit. Se mutau și voiau să vândă apartamentul și ne-am mutat chiar acolo. A fost așa o bucurie că în aproximativ 2 luni de zile ne-am și mutat. Până când ne-am mutat, am locuit la sora mamei, spun, pentru că ne urmărește. Ai, ce frumos! Ne urmărește mama Geta, cum îi spun eu. Ce frumos! Și... efectiv, până ne-am mutat, am adus toate lucrurile de la Dej la Târgu Mureș și până ne-am mutat, o lună de zile, am locuit la sora mamei, am stat 9 persoane în 4 camere. Dar a fost o problemă. Atunci era o problemă, deci știi. A fost atât de frumos, atât de frumos. Pot să spun că exista acea apropiere, exista acea apropiere pe care o simțim din nou acum, nu? Dacă dăm timpul înapoi, parcă atunci prețuiam altfel viața, lucrurile, nu știu, chiar dacă noi eram copii. Uite, vezi, nici nu m-am mai gândit la acea perioadă până acum. Și acum poate mă gândesc tocmai pentru că se întâmplă ceea ce spui tu, altfel prețuim relațiile dintre oameni. Exact. Altfel ne raportăm unii la ceilalți. Așa este, da. E bine să ținem cont, e bine să nu revenim la viața de dinainte, ci să revenim la o viață frumoasă în care ne apreciem altfel și apreciem altfel relațiile dintre noi. Spune-mi, Lavinia, cum ai ajuns sau ce te-a determinat, ce te-a motivat să urmezi facultatea de teatru? Ceva a fost la mijloc, nu? Am vrut să dau întâi la fizică. Oh, greu.
Te-ai fi văzut profesoară de fizică sau care fizician? Da, iubesc fizica. Și voiam să descoper misterul triunghiului Bermudelor. Deci, destul de interesant. Și eventual, dacă se poate, să continui partea de cercetare pe zona de energie electrică începută de Nikola Tesla. Să duc eu mai departe. N-a fost. Cred că s-a bucurat mult mama ta când a aflat, sau poate și tatăl, nu? Când au aflat decizia pe care ai luat-o ca tu să urmezi facultatea aceasta de teatru. Sau cum a fost? N-ai să râzi! Nu? După ce am spus că nu mă mai fac profesoară de fizică, am zis că dau la drept. Asta i-a bucurat cel mai tare și pe mama și pe tata, că urma să mă fac avocat. Da, mă rog. Dar problema... Da, spune. Acum îmi pare rău că nu m-am făcut. Îți pare rău? Da. Pentru că atunci când trebuie să apăr pe cineva sau o cauză, nu mă las. Păi nu te lași, pentru că să nu uităm. Și avocatura este un teatru, într-un fel sau altul, să spunem așa. Dar tu chiar ai studiat... ai făcut școală pentru asta, deci poți să joci mai multe roluri pe scena vieții la mine. Așa este. Avocatura mea a fost și pentru că îmi plac foarte mult legile. Cât am fost în Parlament, am lucrat la foarte multe legi și întotdeauna le gândeam prin prisma faptului că ele trebuia să fie aplicate. Da. Adică nu facem legi de dragul legilor. Așa. Trebuie să le gândim în așa fel încât ele să poată să fie aplicate și să nu dai bătaie de cap nici avocatului, nici judecătorului, nici procurorului, să fie totul clar. Întotdeauna așa. Da. Dar, spre exemplu, legea mamelor, o știi și tu, s-a aplicat fără nicio problemă. Fără nicio problemă și toată lumea este bucuroasă și acum când mă duc pe stradă, mă întâlnesc cu părinți care îmi spun, uitați, acest copil a crescut datorită dumneavoastră. Îți dai seama ce mult contează să lași ceva în urmă? E nemaipomenit să lași ceva în urma ta. Da. Foarte, foarte, da. Foarte interesant. După ce am renunțat la fizică și am zis dau la drept, toată lumea a fost de acord, dar profesoara mea din liceu de filozofie, care am impresia că și ea a cochetat la un moment dat cu dreptul, dar pe urmă a făcut altceva, pedagogie și așa mai departe, m-a întrebat dacă am fost vreodată la tribunal. Bine te-a întrebat. Cred că mi-a întrebat întâmplător. Eu văzusem meseria asta de avocat în filme, cu sările alea superbe. Da. Cu show care se face în justiția americană, tot. Altă viață. Și am zis, nu, n-am fost. Du-te. Și vorbim pe urmă. Da. Și dacă te hotărăști, pe urmă stăm de vorbă, te ajut și eu să-ți construiești așa o imagine, o viziune, o... Bă, perfect. Pentru că se dădea din gramatică, la admitere se dădea din gramatică și istorie și eu eram olimpică la istorie, deci nu aveam o problemă. Da. Iar gramatica o mâncam de pâine. Așa. Și m-am dus într-o zi la tribunal. Dar n-am putut să intru, era așa de aglomerat. Și se călcau oamenii pe picioare și eu ziceam, unde sunt culoarele alea, unde... E nimica la televizor. Alile alea, mi-au băgat într-o săliță. Erau mai multe dosare decât oameni. Da. I-am zis, Dore, dar ce e, cum, dar numai puțin, nu e asta. Ce lumea care vreau eu să trăiesc. Nu, ceva se întâmplă. Și m-am întors de acolo extrem de dezamăgită și am zis, nu se poate, nu. Cum? Eu m-am gândit la altceva, la un film, la... În seara respectivă am mers la teatru cu părinții mei, cu mătușa mea și cu unchiul meu, că întotdeauna mergeam cu toții așa, în familie. Și plimbându-mă acolo de braț cu mama și cu mătușa mea în pauza spectacolului, prin foaier am zis, ce frumos e aici la teatru. Domnule, eu am crezut că la tribunal e ca aici, la teatru.
La care mă ducea la zice, dar de ce nu dai tu la teatru? Nu numai că e frumos în foaier, dar pentru că poți să fii și avocat, poți să fii și orice. Medic și profesoară, că tot îți place să fii profesoară, poți să fii câte meserii vrei tu. În fiecare seară joci alt rol, în fiecare seară ești altcineva. Și am zis, da, n-ar fi rău. Ia să vedem din ce se dă. Da, da. Și eu m-am hotărât, mama a fost de acord, mătușa mea a fost de acord, tata nu a fost de acord. Tata a zis, nu se poate. Tu, un om serios, un om care, un elev care are 10 la mai toate materiile, nu se poate să te duci la teatru. Cu toate că se intra, la Vinia, cu toate că se intra foarte greu. Atât la teatru cât și la drept, e adevărat, dar mai ales la teatru. Se intra foarte greu, dar cum n-am să mă fac eu actor? Când pot să mă fac și matematician, și fizician, și orice știu să mă fac actor? Da. E, și o noapte întreagă a stat la negocieri vărul meu cu tata și dimineață, era vară, așa, dimineață, mi-a deschis ușa la cameră și mi-a zis, am obținut de la taică-to, e treaba ei. De acum înainte faci tu ce știi, ce trebuie să faci, da? Deci, eu am obținut, e treaba ei. Da. Descurcă-te. Mamă, așa am rămas. E treaba mea. Deci, din momentul ăsta, încep pregătirile. Și au început pregătirile. Am început pregătirile pentru teatru. Am dat admitere atunci în... M-am pregătit o lună și ceva. Am dat admitere în toamnă. Și erau 6 locuri la fete, 6 locuri la băieți. Și pe urmă am aflat, după ani de zile, că pentru mine, șeful de catedră a suplimentat locurile la fete cu încă un loc. A suplimentat cu încă un loc. Pentru că i s-a părut lui că eu am reușit prin monologul pe care l-am făcut pentru Ioana Darc să arăt că eroii sunt de fapt oameni. Ce interesant! Am avut monologul din Ciocârlia de Anui, am interpretat-o pe Ioana Darc și efectiv i-am arătat că femeia aia, fata aia care avea legatul Franței pe umeri, era un copil, de fapt, cu problemele lui, cu supărările lui. Da. Cu curajul unui copil. Da. Anii au trecut, Lavinia, au trecut anii. Și totuși, întrebarea mea este... deci, știu că ai jucat și câteva roluri, nu? Sau am jucat la 20 de ani după ce am terminat facultatea. Imediat. Ai să râzi. A, deci după ce ai terminat facultatea, imediat. Că mă gândeam la legătura... Nu, am jucat, ascultă-mă, am jucat la 20 de ani după ce am terminat facultatea. A, la 20 de ani după ce ai terminat facultatea? Dar totuși... Alexandre Dumas după 20 de ani. Bine, te întreb, este adevărat, de ce tocmai atunci, dar în egală măsură, oricine s-ar întreba de ce n-ai urmat imediat, după ce ai terminat facultatea, această linie? De ce nu ai urmat, nu știu? Am vrut să urmez, am bătut la o mulțime de uși. Era foarte complicat. Dar nimeni nu știa cine sunt, mi se spunea că o să fiu sunată, nu m-a sunat nimeni niciodată. Deci așa era de greu la vremea. Da. Da. Și atunci am spus, nu-i nimic, va veni ziua în care o să vă bucurați că vreau să joc. Da. Dar cum te-ai întors? Aia a venit după 20 de ani. După 20 de ani. Dar totuși, dacă ai sesizat că e așa de dificil, tu te-ai îndreptat de îndată către televiziune, cam pe la ce vârstă? În facultate am făcut radio, pe urmă de la radio am trecut la televiziune, pe urmă am făcut o mulțime de evenimente, am intrat în politică. Politica, acolo... ai ajuns la capitolul politică. Ai intrat dintr-o dorință de a schimba multe lucruri. Care a fost motivația, concret? Pentru că totul s-a întâmplat pe o perioadă limitată de timp.
cât timp ai stat în politică și care a fost motivul pentru care ai intrat? Nu, asta cu a sta în politică un timp, știi cum e, că cineva spunea, poți să scoți omul din politică, dar nu politica din om. Cred că au trecut cele 25 de minute. Cred că au trecut cele 25 de minute. Hai să facem o pauză și ne oprim aici și revenim. Da? Și revenim, uite, ca să vezi moderatorul și realizatorul de emisiuni, Lavinia Șandru. Am revenit, dragi telespectatori, cu invitata mea specială, Lavinia Șandru, care a rămas o prezență la fel de frumoasă, dovada fiind modul în care se prezintă. Timpul a stat în loc în cazul tău, Lavinia, și vreau să-mi spui care este secretul și, de altfel, aș mai vrea să știu un lucru. Cum poți să o iei de la capăt oricând? Pentru că tu asta ai demonstrat inclusiv astăzi, în zilele, mă rog, de ceva timp încoace. Da, până la urmă, se spune că viitorul aparține celor care știu să se pregătească în fiecare moment. Și cei care se consideră pregătiți se trezesc la un moment dat că trăiesc într-o lume care nu mai există de mult. Și atunci trebuie să fim în stare să învățăm în fiecare secundă, să învățăm lucruri noi, să ne adaptăm la tot ceea ce ne pune viața în față. Dacă o să reușim să facem asta, o să ne considerăm tot timpul niște oameni care se simt bine în vremurile pe care le trăiesc. Da. Eu cred că am reușit, cel puțin până acum, să fac în așa fel încât să nu mă simt depășită de vremuri. Nu! M-am adaptat la tot ceea ce a însemnat modul în care evoluează societatea, din punct de vedere al tehnicii, din punct de vedere al cererilor, din punct de vedere al felului în care oamenii înțeleg să vadă viața și lucrurile din jurul lor. Da. Și atunci... Dar, spune-mi, câți ani ai de televiziune? Ai ceva ani bun, nu? Da... Ai făcut un calcul? Uite, nici n-ai făcut calculul. N-am făcut un calcul. Am ani destul de mulți de televiziune, da, pentru că am început în facultate cu Radio TV. Da, da. Și pe urmă, în 2012, în noiembrie, am revenit în televiziune și acum eu mă simt în televiziune. În televiziune. Lavinia, aș vrea să spun câteva lucruri despre tine. Sunt convinsă că telespectatorii noștri te cunosc foarte bine, îți cunosc activitatea, dar aș vrea să spun așa. Tu ai terminat Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș și am vorbit la începutul emisiunii. După care, în 2003, văd că am citit că ai efectuat un stagiu la Parlamentul European, Comisia de Cultură, Tineret, Mass Media și Sport, care te-a ajutat. Sunt convinsă de pe când România nu era membră a Uniunii Europene, exact, să precizăm. Dacă s-a intrat. Eram singurul român reprezentant la Parlamentul European, mai exact la Comisia de Cultură și la Socialiștii Europeni. Eram singurul român. Mă băteam acolo pentru țara mea, să știi. Și tot ceea ce făceam eu, făceam în numele României și aveam grijă să mă laud de toți. Pentru că eu le explicam clar că locul României este acolo printre ei. România nu e în afara Uniunii, România e un partener egal, nu e sora amărâtă care trebuie să stea la colțul mesei și așa mai departe. Între anii 2004-2006 ai urmat programul, mă rog, un master al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității București, iar în 2012 ai devenit doctor în științe politice al aceleiași facultăți. Teza mea de doctorat este deficitul de democrație la nivelul Uniunii Europene. Doamne, câtă energie! Spune-mă, când ai plecat în viață, care au fost visurile tale? Pentru că mă uit și ai atins foarte multe orizonturi, între ghilimele spun asta. Ce ți-ai dorit cel mai mult? Cum spunea Miguel Angelo, problema nu este că țintim prea sus și nu ajungem acolo unde țintim, problema este că țintim prea jos. Ei, nu, eu niciodată n-am țintit jos. Întotdeauna am țintit sus și m-am străduit să ajung. Și încă am o mulțime de planuri, am o mulțime de... N-am ajuns să le realizez pe toate.
mă simt bine la finalul unei zile în care pot să spun că am ajutat cât mai mulți oameni prin ceea ce am făcut în respectiva zi. Da, azi am făcut un proiect prin care un număr de oameni sunt mulțumiți că au reușit să obțină ceva pentru ei și familiile lor. Astăzi am reușit să fac un proiect pentru 50 de copii. Astăzi am reușit să fac o piesă de teatru pe care am jucat într-o piesă de teatru pe care au văzut-o 200 de oameni și sunt bucuroși că timp de o oră jumate, două ore, cât a durat piesa și eventual discuțiile de după, au uitat de problemele pe care le au. Nu știu, orice fac, vreau să fie așa, pentru mulțumirea, pentru liniștirea cât mai multor oameni. Dacă pot să fac și dreptate pentru ei, e și mai bine. Uite cum e cauza asta pentru care mă bat acum, cu tăierea de avalma a pădurilor, cu exportul de bușteni, cu toată nebunia care se întâmplă pe partea asta. Da, am dat drumul la o mulțime de semnale pe online, avem o petiție, deja am strâns peste 6500 de semnături la această petiție cu privire la exportul de bușteni. Deja a și votat Parlamentul legea prin care se interzice exportul. E foarte important să înțeleagă toată lumea că exportul, surprinzător, dar așa este, exportul de bușteni din România nu se face în țări precum Germania, Austria, Franța, Italia. Exportul de bușteni se face grav în afara Uniunii Europene. Noi exportăm în țări precum Ucraina, Indonezia și așa mai departe. Noi acolo exportăm bușteni. E grav ce se întâmplă. Ce îmi spui tu. E adevărat că tu ești o luptătoare pe latura aceasta de mulți ani. Te știu foarte implicată și mai ales cu privire la protecția mediului. Nu? Așa. Avem și un festival de film. Avem și un festival de film pe care îl realizăm. Anul acesta ar trebui să fie a 10-a ediție. Și se numește EcoFest. Și este un festival care selecționează în fiecare an filmele cu tematică ecologistă produse la nivelul întregii planete. De unde atâta energie? Ce îți dă atâta putere? Energie, tu ești oricum ești o fire optimistă. E simplu să... Sunt o fire optimistă. Eu sunt întotdeauna optimistul de serviciu. De câte ori? În ce zodie ești, Lavinia? În ce zodie ești? Sunt vărsător. Deci în luna, vărsătorul în ce lună e? 6 februarie. 6 februarie. Am toate trăsăturile vărsătorului, sunt vizionar, mă lupt, de multe ori extraordinar de visătoare, dar nu contează. Nu contează. Să am un țel și nu mă opresc până nu... Până nu ajungi la obiectivul propus. Da, da, da. Și de fiecare dată când mi se pune o piedică, consider că acea piedică trebuia să fie acolo ca să mă determine pe mine să o depășesc. Să fii mai motivată. Și... Da, așa. Da, înțeleg. Cred că secretul este să faci întotdeauna ceea ce îți place. Întotdeauna. Orice ar fi, să nu faci decât lucrurile care îți plac. Să nu continui să te duci la un serviciu dacă nu-ți place. Să nu insiști să rămâi într-un loc dacă tu simți că te plafonezi. Nu! Trebuie să te ridici și să pleci mai departe. Cum spunea Confucius, trebuie să-ți placă atât de mult meseria încât să spui că n-ai muncit nici măcar o zi în viața ta. Da, știu. Întotdeauna mi-am transformat pasiunile în meserii și pot să spun că n-am muncit niciodată. Sunt de acord cu tine pentru că pe același principiu merg și eu. Spune-mi la bine. Realitatea... Deci tu întotdeauna ți-ai dorit să afli lucruri interesante despre oameni și uite, asta faci. Da, și da, lumea da. Te vede și te îndrăgește și te urmărește cu drag și așa de mult mă bucur când îți văd emisiunile, să știi. Tu știi, e o pasiune
Na, care a revenit după 40 de ani. Da, după 40 foarte de ani. Frumos. Foarte frumos. Să vezi ce înseamnă viața. Este adevărat că sunt la început pe latura asta, dar cu cât comunic cu oamenii, cu cât le cunosc poveștile mai mult, parcă mă umplu cu mai multă, cum se spune, știință de carte, ca să vezi, nu numai că trebuie să citești toată ziua și să fii mai ales pe latura pe care mergi, la curent cu tot ce se întâmplă. Vreau să fii și tu invitata mea și în emisiunea online pe care o fac duminica. Și așa, am ajuns aici. Mă interesează foarte mult pentru că spuneam mai devreme și te întrebam care este secretul și cum poți să o iei de la capăt, da? În orice și oricând, în orice situație. Deci, ai fost la realitate, ai fost la TVR, ai fost peste... tot timpul în atenția publică, da? În mediul ăsta al televiziunilor. Și totuși ai început niște proiecte noi, personale. Da? Da, odată proiectul Carte, Arte, Teatru și, bineînțeles, cel legat de emisiunea pe care o realizez pe Facebook. Vreau să ne dai mai multe detalii, Lavinia. Această emisiune, de fapt, este proiectul Carte, Arte, Teatru mutat în online. Am fost nevoiți, ți-am spuneam la început, am fost nevoit să ne mutăm online și uite că avem o emisiune foarte frumoasă, extraordinar de urmărită, Carte, Arte, Teatru, prin care încercăm să umplem frumos duminicile prietenilor noștri, care sunt tot mai mulți, de la o săptămână la alta. La ce oră? La ce oră se difuzează? La ce oră? Este în direct, duminică, de exemplu, da. Ne pot urmări toți cei care doresc, duminică, pe pagina mea de Facebook, de la ora 15. Deci duminică de la 3 p.m., 3 după amiaza. Ce frumos! Duminică de la ora 15, Carte, Arte, Teatru. Vorbim acolo o mulțime de lucruri interesante despre cărți, despre... modul în care își petrec timpul realizator de emisiuni, actori, regizori. Stăm de vorbă cu oameni care vorbesc despre cărțile citite ca să ne determine să citim și noi cărți interesante și frumoase. Avem actori care citesc povești, avem jurnaliști care discută despre jurnalismul responsabil. Avem, ce să vă mai spun, avem ciocolată sănătoasă, avem un workshop, o rubrică senzațională realizată de Corina Drăgulinescu cu ciocolată sănătoasă, face o mulțime de figurine din ciocolată și ciocolata este 100% naturală, nu e făcută din bănuți din ea de ciocolată care se topesc, nu, e făcută din cacao, din unt de cacao, din zahăr verde, din... Și coloranții sunt 100% naturali, obținuți de Corina, din praf, de merișoare, de turmeric, de mai nu știu ce, de mentă pisată și uscată. Deci e un workshop extraordinar. Sau avem un workshop de scenografie și costume pe care îl realizează Mariana Pachis. Și vorbește despre istoria pălăriilor și despre felul în care trebuie ele. Să avem un workshop de machiaj, despre istoria machiajului. Da. Foarte interesant. Deci trebuie să te urmărim cu atenție duminica începând cu ora 15. Da? Duminica de la ora 15. Vorbește-ne despre festivalul acesta pe care tu îl... Luna Mai. Spune despre ce este vorba, te rog. Da. Avem în luna mai Wonderfest, este festivalul de film pentru copii și tineret. Chiar am intrat într-un dialog zilele acestea cu reprezentanții celor mai importante festivaluri de film pentru copii din Europa, chemați fiind de directorul celui mai mare festival de film din lume. El a inițiat discuția pe Zoom și ne-am prezentat toți, noi participând în fiecare an cu delegație din România la festivalul de la Gifoni, acest festival din sudul Italiei, care împlinește anul acesta 50 de ani. Deci, Claudio Gubitosi, cum se numește directorul, așa se numește directorul, avea 17 ani când a făcut prima ediție a festivalului, pentru că el voia să facă ceva în orașul lui, în așa fel încât să vină lumea. El era un tânăr într-un oraș cu 5.000 de locuitori.
anul acesta, de fapt anul acesta, în ultimii ani la festival, oraș, într-un oraș cu 5.000 de locuitori, ajung timp de 10 zile când durează festivalul în jur de 250.000 de oameni. 250.000. Nici nu au unde să dorm în oraș, dorm la Salerno, dorm prin alte locuri. Cele mai mari filme de la Hollywood pentru copii se lansează acolo, vin actori, regizori de la Hollywood, vin din toată lumea, producători de filme să-și lanseze filmele acolo. Și noi fiind într-un parteneriat, de fapt festivalul a pornit în România în parteneriat cu el, am răspuns chemării lui de a-i spune ce se întâmplă cu festivalul nostru în această perioadă. Și când i-am spus că noi, datorită sprijinului pe care îl oferă Ministerul Culturii și mai exact Ministrul Culturii Bogdan Georgescu, putem să facem festivalul acesta online, Slavinia, dar sunteți fantastici! Să-l feliciți pe ministru din partea noastră că te sprijină și vă sprijină în perioada asta dificilă, pentru că majoritatea festivalurilor din lume s-au închis, s-au amânat. Da, deci ceea ce faceți voi... Și atunci ai venit cu această propunere și chiar ai găsit soluții. Și bineînțeles, ce soluție decât să se deruleze în spații online. Te indici pe tine la noi, la festival, să ne vorbești puțin despre copilăria ta. Pentru că am în cadrul festivalului, pentru că o să fie workshop-uri și foarte multe interviuri în festival, totodată profit de prezența în emisiunea ta, să-i anunț pe cei care doresc să vadă filmele din festival. Sunt unele filme care se difuzează doar în grup închis, pentru că așa au obținut licențele, și sunt alte filme la liber. Ei, pentru aceste filme din grup închis, e nevoie să se înscrie, să-și facă o micuță înscriere, nu e complicat. Deci ei trebuie să ne scrie și să ne dea o adresă de unde trebuie să scrie? Deci, spune exact ce au de făcut cei care sunt interesați. Unde trebuie să intre și ce trebuie... Ce link să acceseze? Cei care doresc să intre, să vadă festivalul, trebuie să ne scrie pe pagina de Facebook a festivalului. Wonderfest este Wonderfest, Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineri. Ei să ne trimită un mesaj pe pagină și să spună că doresc. Și noi îi contactăm și îi băgăm în acest grup, care va fi sala de proiecție a festivalului. Deci atât trebuie să facă, să ne scrie pe pagină. Sau pe pagina mea, poți să-mi dea mie mesaj. Aici mă gândeam, inclusiv pe pagina ta de Facebook, se comunică. Cum e mai simplu? Că îi primim pe toți. Dar trebuie să facă lucrul acesta într-un timp relativ scurt, pentru că înțeleg că se va derula în mai, da? Nu știi exact când. Lucrul acesta, da. 11-15 mai, sau dacă sunt foarte multe cereri, pentru că avem și un concurs. Pe lângă concursul propriu-zis de filme realizate de profesioniști, avem pentru prima oară o secțiune nouă în festival de filme scurte și foarte scurte, de până la un minut, realizate de copii cu telefonul. Da, așa. Poți să faci mai nou filme, poți să faci ce vrei tu cu telefonul și... trebuie să vorbească în filmulețele astea de până la un minut despre ce fac ei în perioada asta a pandemiei. Perfect. Avem deja o mulțime de filme și avem cereri de la asociațiile românești din străinătate să mai așteptăm puțin, că încă mai strâng filme de la copii. Și atunci s-ar putea să mai amânăm cu o săptămână. Dar poate că nu, că deja reușesc să ni le trimită. Toate datele le vor afla de pe pagina ta de Facebook. Mai avem cam șapte... pagina mea și de pe pagina de Facebook a festivalului. Deci cine vrea să-mi scrie și îl introducem, îl introducem și în ultimul moment în grup. Că până la urmă... Oricum, e minunat ce faci, Lavinia, pentru copii, pentru tineri. Ești una dintre... Sunt multe persoane care se ocupă, dar cred că lucrezi așa foarte aplicat și se vede. Adică lucrurile sunt vizibile. Contează enorm. Vreau să-ți reamintesc
Așa. Mi-a plăcut ce am citit. Tu știi asta. În 2012 ai primit titlul de femeia anului la Gala Femeilor de Succes organizat în România. Îți mi-aduce aminte, au trecut ceva ani, dar totuși... Uite, ca să vezi, nici măcar nu te-am anunțat. Noi n-am vorbit nimic cu privire la ce vom discuta. Felicitări și vezi, rezultatul muncii tale se observă. Se observă inclusiv prin distincții, premii. Da, fost femeia anului în politică. Oh, cu atât mai mult, ca să vezi. Lavinia, vreau, pentru că mai avem foarte puțin, cred că maxim 5 minute și pregătisem așa câteva întrebări. Lumea e curioasă, afle atâtea lucruri în ceea ce te privește, dar siguranță vă mai face o altă emisiune în studio. Îmi doresc neapărat să ajungem să facem emisiunea și în studio. Vreau să știu așa, care este cea mai mare grijă a ta? Un set de întrebări rapide. De exemplu, pentru perioada asta, să fie cât mai mulți copii, cei care nu pierd anul școlar și cursurile anului școlar, pentru că este o mare nebunie vis-a-vis de această modalitate de comunicare online. Da. Nu toți nu au posibilitatea. Nu ajunge mesajul și lecțiile, nu ajung la toți copiii, din păcate. Ba mai mult, există foarte multe neînțelegeri de ordin politic și efectiv mă doare sufletul când văd chestiuni de genul ăsta. De exemplu, noi că suntem și cu televiziunea și noi avem fundația și voi aveți televiziunea în sectorul 5. E, aici, în sectorul 5, se întâmplă un lucru extraordinar. Consiliul local, primarul, primăria au votat să se acorde tuturor copiilor care merg la școală în sectorul 5 și tuturor profesorilor telefoane inteligente și tablete. Deci îți dai seama, toți cei din sectorul 5, toți copiii care merg la școală aici și toți profesorii vor beneficia. Ei, nu li se dă voie să beneficieze, primăria nu îi se dă voie să beneficieze de datele cu caracter personal ale părinților. Aici e o altă problemă, da, da, știu că, uite, vezi, legile în România cum se bat cap în cap. Dar nu se poate, acum te întreb ca avocat. Primăria este operator de date cu caracter personal, nu? Că primăria, prin evidența populației, dă buletine. Trebuie să-și dea acordul titularul, cel, probabil asta ar trebui să se întâmple, solicitarea, acordul persoanei care... Atunci fac și eu apel și îl sprijin pe Daniel Florea, care și el face apel pe unde poate, să fie contactată primăria, s-au făcut publice. Pe site apare un număr de WhatsApp, apare și o adresă de e-mail la primărie, ca persoanele care au copii care merg la școală în sectorul 5 să scrie, să-și dea datele și acordul pe WhatsApp ca să fie contactați cu toții și să li se pună la dispoziție telefoanele și tabletele, ca fi tot dat. De vedere juridic, o altă modalitate. Vezi, avem de multe ori legi în țara asta, dar sunt greu de pus în aplicare. Spune-mi, care este complexul fundamental al Lavinii Șandru? Ai vreun complex, Lavinia? Nu. Poate mă consider uneori prea micuță, am numai 1,59. Suntem în acea situație. Asta a fost complexul fundamental al meu. De asta am purtat tocuri și voi purta toată viața. Da. Să-ți arăt că am tocuri. A, uite, vezi? Eu acum nu am tocuri, recunosc, dar e o problemă care m-am confruntat. Spune-mi, Lavinia, ce lipsește generației de astăzi? Tinerilor de azi. Eu cred că nu-i lipsește nimic. Eu mă uit la fiica mea, care are 13 ani, și am senzația că e un om extraordinar de bine pregătit pentru a face față tuturor provocărilor pe care le presupune societatea în care trăim. Nu cred că îi lipsește nimic. Nu, da, nu, nu. Da. Eu iubesc generația tânără de azi și sunt convinsă că e extraordinar de pregătită. Poate noi avem multe de învățat de la ea. A, așa este, sunt perfect de acord. Cât de importante sunt pentru tine familia și educația? De fapt, nu numai pentru tine, în formarea unui om. Educația și familia. Înseamnă totul. Înseamnă totul. Totul, așa tot. Este. De-aia am zis, m-ar durea sufletul ca acest proiect care ajută
categorii defavorizate, uite, din sectorul nostru, să nu se poată pune în aplicare cauza oamenii de acord. Da, da, da. Crezi că va schimba lumea această pandemie? O va vom fi mai buni. Cum? Vom fi cu toții mai buni. Și vom aprecia lucrurile frumoase altfel decât le-am apreciat până acum. Ce planuri ai de viitor? O, Doamne, multe! Multe! De viitor apropiat, de viitor pe termen mediu, pe termen lung. În primul rând să ajut cât mai multă lume. Toate planurile mele la asta se referă. La a ajuta pe cât mai mulți în jurul meu. Spune, Lavinia, ce reprezintă pentru tine fericirea? Important. Să știi, am sărit multe întrebări care aveau o profundă, dar n-am cum să ți le pun, de asta mă uit și le iau pe sărite. Fericirea, ce reprezintă pentru tine? Cum o descrii? Da, să fii bucuros, să te simți bine cu ceea ce ai și să-ți dorești întotdeauna puțin mai mult, dar să fii extraordinar de mulțumit cu ceea ce ai și cu ceea ce ți-a dat divinitatea. Da. Și da. Să-ți dorești puțin mai mult. Ultima întrebare. Dacă ar fi să alegi pentru tine 3 calificative, care ar fi acelea? Om, om, om. Să fii om. E lucru mare, nu? Cel mai important lucru. Lavinia, îți mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc. De fapt, mi-ai dat o lecție de viață, inclusiv m-ai încurajat să port să pot să fac această emisiune așa, la distanță. Da. Nu știu. Ai să vezi cât de bine îți va ieși și de acum înainte, pentru că astăzi ai ieșit extraordinar. Telespectatorii, o să vedem ce o să spună când o să urmărească emisiunea noastră, acum, de fapt, după ce urmă să încheie emisiunea, la ce concluzie vor ajunge. Este adevărat, este bine să se întâmple, adică emisiunea, și în general, emisiunile celor care nu s-au oprit și au vrut să meargă mai departe și așa, cum de altfel... Tu ești una dintre persoanele acestea care mergi cu emisiunile tale în spațiu online, pentru că viitorul, de fapt, cred că aici va fi, nu? De fapt, sigur. Dar, în egală măsură, eu am rămas așa melancolică după genul acela de emisiuni, de a simți omul față în față, de a fi într-un platou de televiziune. Sper să treacă pandemia asta cât de repede și să ne întoarcem și în studiourile noastre, unde putem să invităm oamenii așa față în față, să-i simțim. Ce zici? Dă-mi voie să închei și eu, uite, cu un citat din Seneca. Îmi plac foarte mult citatele oamenilor mari. Da. Păi ne motivează. Și citatul spune în felul următor: drumul care duce spre culmile măreției este plin de obstacole. Să ne gândim la asta în fiecare zi și o să vedem ce bine va fi. Mulțumesc mult pentru că ai participat în emisiunea Povești de Viață. Îți doresc mult succes în proiectele tale. Mulțumesc la fel! Și să rămâi la fel de frumoasă, de plină de viață, optimistă, așa cum ești, pentru că emani energie în jurul nostru. Contează enorm. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc și ție și salut pe telespectatorii tăi! Mulțumesc mult de tot!